În cadrul cabinetului de neurologie al ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara se realizează o serie de investigații medicale gratuite. Printre acestea se numără măsurarea forței musculare cu ajutorul dinamometrului, teste de sensibilitate, teste specifice pentru tulburările de memorie. De asemenea, se pot elibera bilete de trimitere gratuite pentru RMN sau computer tomograf cu posibilitatea de programare prioritară pentru efectuarea lor în cadrul unității medicale. Procedurile sunt gratuite în baza biletului de trimitere de la medicul de familie pentru întreaga patologie neurologică cu o programare anterioară online sau la numărul de telefon de pe site-ul spitalului. Trebuie spus că se pot prioritiza urgențele. În cadrul consultației se efectuează examen clinic neurologic, teste de sensibilitate, teste specifice pentru tulburările de memorie, teste pentru boala Parkinson sau alte afecțiuni neurologice cronice. Ulterior, pacienții pot beneficia de bilete de trimitere gratuite pentru RMN sau CT, bilete pentru analize gratuite de laborator sau alte investigații paraclinice, trimiteri către alți specialiști, dacă este cazul, rețete gratuite pentru cei cu afecțiuni neurologice cronice sau rețete compensate pentru cei cu afecțiuni acute sau subacute, a explicat Mirela Tarabuta, medic primar neurolog în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.